La Palatul Patriarhiei se desfășoară în aceste zile conferința Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească. Sesiunea de deschidere a evenimentului a avut loc de dimineață în aula Teoctist Patriarhul, cu participarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Conferința Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească este organizată de Patriarhia Română prin intermediul sectorului Cultură și Patrimoniu Religios în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte. Ediția a 8-a a evenimentului prin tema Norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc își propune să răspundă dintr-o perspectivă interdisciplinară, istorică, teologică și artistică, unor necesități resimțite în domeniul picturii și restaurării bisericești. Cuvântul de deschidere a conferinței i-a aparținut Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a vorbit despre obiectivele evenimentului în cadrul căruia s-au reunit specialiști consacrați în domeniile artei bisericești. Prin tematica aleasă în acest an, norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc, conferința se constituie într-un demers inaugural în direcția concretizării a două obiective imperios necesare pe care Comisia de Pictură Bisericească caută să le materializeze cu ajutorul unor specialiști consacrați, anume alcătuirea unui îndrumător iconografic pentru pictorii bisericești și pentru slujitorii Sfintelor Altare și realizarea unui normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în cult. Prefericirea sa a vorbit și despre rolul iconarului în pictarea Sfintelor Icoane. Icoana nu este produsul imaginației artistului, ci are de fidel forma văzută a arhetipului cu care se află în relație. Rolul iconarului constă în întipărirea, cu ajutorul meșteșugului artistic, sub călăuzirea harului, a formei văzute și a numelui prototipului în materia icoanei, prin care ipostasul sfânt se face văzut și prezent, după cum ne învață Sfântul Nichifor Mărturisitorul. De aceea, în momentul în care forma întipărită a prototipului se șterge, icoana își pierde sfințenia și nu mai poate fi închinată sau venerată, rămânând doar, citez, materie neînchinată, ca una ce nu are nimic comun cu asemănarea, am încheiat citatul, după cum ne spune Sfântul Teodor Studitul. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat și necesitatea întocmirii unui îndrumător iconografic. Punctul de plecare al îndrumătorului iconografic trebuie să fie enunțarea principiilor generale de organizare a iconografiei în tradiția bizantină, care se desprinde din înțelegerea duhovnicească a spațiului eclezial și a fiecărui comportament în parte. Pentru această înțelegere recurgem atât la scrierile mistagogice, patristice, ale Sfinților Părinți care au apărat icoanele, care au prezentat esența și finalitatea sau scopul icoanelor, cât și la analiza bogatei tradiții iconografice ortodoxe în general. Unul dintre aceste principii fundamentale vizează profunda unitate a toate câte sunt în biserică, și anume, cum legăm împreună spațiul și timpul liturgic, cuvântul și imaginea, tipicul liturgic și viața duhovnicească liturgică. Noul îndrumător iconografic trebuie să expună repartiția iconografiei în mod explicativ, adică punând în evidență motivele pentru care o scenă sau alta se pot plasa în anumite locuri sau în anumite contexte și nu în altele. Din acest mod de expunere va putea reieși frumusețea, înțelepciunea și autoritatea spirituală a tradiției bizantine. Și în același timp se vor evita unele greșeli care tind să se răspândească în pictura actuală. În continuare, părintele Silviu Tudose a citit mesajul președintelui Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop. Pictarea imaginilor sfinte
reprezintă un întreg meșteșug care nu înseamnă numai talent artistic, ci și credință tare și mai presus de toate, har de la Dumnezeu. La români în plus, pictura interioară și exterioară transpune pentru sufletul simplu Cartea Sfântă în imagini intuitive, generând trăiri religioase profunde. La sesiunea de deschidere a conferinței a participat și secretarul de stat Liviu Brătescu, delegatul Ministrului Culturii la eveniment. Acesta a reafirmat buna colaborare dintre Patriarhia Română și Ministerul Culturii și a evidențiat numărul mare de biserici monument istoric incluse în programele de restaurare. E de datoria noastră a tuturor să continuăm acest parteneriat între Ministerul Culturii și Biserica Ortodoxă Română, fie pornind și de la o realitate, și anume faptul că în lista monumentelor istorice avem astăzi 4.000 de biserici și mănăstiri. Programul Național de Restaurare pentru anul 2021, în cadrul celor 89 de poziții cuprinse în acest program, cuprinde 30 de biserici ortodoxe și, la fel de important din punctul nostru de vedere, e faptul că printr-un alt program al Institutului Național al Patrimoniului, Timbru Monumentelor Istorice, program din care se finanțează atât lucrări pentru intervenții de urgență, dar și realizarea de proiecte, au participat și au câștigat finanțări 13 biserici. În continuare, președintele secțiunii de componente artistice a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Oliviu Boldura, a vorbit despre datoria specialiștilor restauratori de a respecta principiile de restaurare pentru evitarea denaturării originalului. Specialiștii restauratori au obligația profesională de a ține cont, în primul rând, de aplicarea principiilor de restaurare prevăzute în diferite carte, principii care trasează orientarea specializată a domeniului restaurării pentru a evita amestecul creației artistice care produce un fals în conservarea și transmiterea imaginii originale, depărtând-o de urmele autentice transmise în timp. Conferința urmărește implicarea activă a specialiștilor din domeniul artelor ecleziale și a restaurării pentru conștientizarea necesității protejării, promovării și îmbogățirii patrimoniului național bisericesc.